Vărsător, săptămâna 1-7 februarie 2021 este marcată de soare aflat în casa personalității. Imaginea publică o puteți neglija cu ușurință, să mergeți în direcția altruismului, a uitării de sine, a îmbrățișării idealurilor celorlalți. Dorința de cunoaștere poate să crească, dorința de a vă dedica idealurilor altor persoane. De asemenea, aveți o quadratură a soarelui cu Marte, care aduce un curaj dus la extrem, impulsivitate, agresivitate, energie foarte multă, dorința de a încerca șansa în afaceri, aroganță. Mercur retrograd, însă, în casa personalității, vă Spune că trebuie să vă redirecționați energia, n-a găsit soluția acolo unde nu mai sperați. Saturn este în casa personalității și vă limitează interesele materiale. Pune în atenție scopuri pragmatice, obiective economice, se formează o cuadratură a lui Saturn cu Uranus și aduce în prim plan cruzimea, răzbunarea și retenia. Obrăznicia, necazuri cu legea, dificultăți de concentrare. Datorită acestor riscuri astrale și a nervozității care crește, există și riscuri de accidente. Deci iată că sunt lucruri care trebuie echilibrate.